Marile nesiguranțe apar din întrebări mici la care nu găsim răspuns și care se tot adună făcându-ne să ne pierdem încrederea în noi. Sănătatea copilului este unul dintre subiectele asupra cărora nu încetăm să avem întrebări. Doamna doctor Nicoleta Maxim îi răspunde unei mămici la câteva dintre ele într-o mini-consultație de pediatrie. Bună ziua! Bună ziua! Numele meu este Stanca Carmen și am și o întrebare. Cum suntem toți preocupați de sănătatea copiilor noștri, aș vrea să știu ce investigații ar trebui să le facem celor mici și cât de des? În privința asta pot să spun că sunt mai multe opinii. Dacă copilul are diferite afecțiuni, atunci se va investiga periodic în funcție de afecțiunea pe care o are. De exemplu, dacă face frecvent infecții urinare, atunci trebuie făcute urocultură și o hemogramă periodic. De asemenea, în funcție de vârsta copilului, dacă este un copil sugar, cu născut prematur sau cu diferite simptome, se poate merge pe o dozare de calciu, de fier, o hemogramă, o fosfatază alcalină pentru a depista o lipsă de calciu sau o anemie și a o trata din timp. De asemenea, dacă este un copil mai mare care intră în colectivitate, se indică un exudat nazal, un exudat faringian, un examen coproparazitologic și uneori chiar și o coprocultură înainte de intrarea în colectivitate. Iar dacă copilul totuși nu prezintă nicio problemă de sănătate, putem să-i facem analize periodice, la un an de zile, la distanță de un an de zile, analizele uzuale pentru a depista din timp diferite carențe și a le trata. Aceste analize ar fi bine făcute pentru a nu se administra, eu știu, diferite suplimente de calciu sau de fier, dacă nu este cazul, de exemplu. Deci odată pe an îi putem este să le facem analize. Sau... Da, este suficient. Deci dacă copilul nu are nicio altă problemă, este suficient să facem odată pe an. Dacă într-adevăr apar alte probleme, atunci se pot face și mai des și să merge țintit pe problemele care le are. Mulțumesc mult pentru răspuns. Mulțumesc și eu. Îi mulțumim Nicoletei pentru răspunsurile sale și o așteptăm și săptămâna viitoare pentru o nouă mini-consultație. Iar voi, dacă vreți să-i adresați direct doamnei doctor pediatru Maxim întrebările voastre, scrieți-ne pe totuldespremame.ro. Noi mergem mai departe la concursul emisiunii.